Dacă vă uitați la cele roci așa tubulare, să vă închipuiți că în momentul forajului, când se ajunge la o asemenea rocă, se duce la analiză, dacă acolo în interiorul ei se află punga cu gaz, pentru că gazul ăsta se află cumva așa ca într-o pungă, să vă închipuiți. Atunci acolo se instalează punctul de lucru, adică sonda, și gazul începe să fie forat. Am spus, compania Rogaz la duce până la suprafață, de unde intervine compania Transgaz, după cum îi spune și denumirea, este cea care transportă gazul până la consumatorii casnici, cum suntem noi, fiecare acasă, sau consumatorii industriali.